Sorin Berar este numele meu, executiv șef în cadrul Asociației Culturale Euro-Est Alternativ, director regional și mare pasionat de gastronomie. Povestea a început cu mulți ani în urmă, prin clasa a doua, când am gătit prima dată și n-o să uit prăjitura ziua și noaptea. Apoi am urmat școlile și am lăsat bucătăria așa ca o pasiune care o făceam sporadic din când în când. De 12 ani am început să fac acest lucru profesional, deci să merg la concursuri naționale, internaționale, mi-am luat calificarea și de executiv și de șef, mi-am luat și de evaluator și de formator. În ziua de astăzi predau și la școli de bucătărie, pregătesc bucătar, bucătar, șef. Și țelul meu este să nu mă opresc aici, să arăt la toată lumea că oricine, dacă are pasiune, poate să facă această frumoasă și deloc ușoară profesie. De profesie fiind inginer constructor, mă întreabă foarte mulți prieteni și cunoscuți și au în comun. Și le spun foarte ușor, ecuația e simplă. Amândouă sunt două arte, și bucătăria și construcțiile, și atunci se îmbină foarte, foarte bine. Am bătut lumea în lung și în lat cu asociația noastră, la concursuri, la demo-uri, la schimburi de experiență, unde am dobândit și foarte multă experiență și cunoștințe noi. În bucătărie, ca și în orice domeniu, trebuie să citești în fiecare zi, să vezi ce apare nou, să te edifici, să ai dorința aceasta de a fi cel mai bun, de a ajunge pe culmi înalte pentru a putea da mai departe ce ai învățat. Am trei principii în bucătărie care vreau să vi le destăinui și dumneavoastră. În primul rând, nu fiți egoiști. Niciodată nu putem spune noi am descoperit lucrul acesta, în acel moment poate pe planetă mai fac 100 sau 200 de persoane același preparat. Al doilea lucru, intrați sănătoși și ieșiți sănătoși din bucătărie. Foarte important lucrul acesta, un preparat îl mai reparăm dacă, în ghilimele, cum zicem noi, îl dăm de gard, dar sănătatea cu greu. Și al treilea și cel mai important principiu al meu, la care țin cel mai mult, este când ajungeți pe un anumit nivel mental de gândire, să vă gândiți că nu gătiți pentru cel care dincolo îmi dă 60 de lei pe o porție, gătiți pentru o singură persoană. Tot o să-mi spune sau mi-am spus până acum, pentru noi sau pentru soție, nu. Mamă, tată, frate, iubit, iubită, nu. Pentru copilul dumneavoastră. Este singura persoană din lume pentru care nu faceți rabat la curățenie, la cantitate și la calitate. M-am apropiat foarte mult și de această fundație, Fundația Down, unde am găsit niște oameni deosebiți, cu implicare, cu suflet, cu dorință de a arăta că se poate face și cu niște copii, cu niște probleme, lucruri minunate. Sunt foarte receptivi, sunt mult mai calzi și mai efectivi decât noi restul. Îmi face plăcere să lucrez cu ei, este o bucurie, avem deja 4 ani de zile de când mergem în săptămâna lor de vacanță și gătim împreună, îi învățăm și apoi participăm la concursul Farfuria Fericită, unde nu se poate cuantifica în nimic bucuria lor și dragostea lor de a găti când vezi pe fața lor această satisfacție că preparatul a ieșit și toți sunt câștigători, este extraordinar pentru noi. De-aia și cu Raluca îmi place să lucrez oricând. Este o persoană care se implică, care știe să coordoneze deja, care dirijează, care are simțul practic și în bucătărie și de câte ori
timpul îmi permite și pot, lucrez cu Raluca, sunt aproape de ei. Este o fundație pe care vreau din tot sufletul să o felicit pentru ce face și vreau să rog și pe alții care vor să se angreneze în așa ceva să nu stea deoparte. A face bine este un lucru care ne hrănește sufletul. Împreună cu Raluca ne-am gândit astăzi să gătim o mâncare ușoară, dar foarte savuroasă. De ce? Lumea se ferește de bucătărie din cauza timpului mult alocat. Ah, iarăși într-o bucătărie 2-3 ore. Nu, în bucătărie trebuie să intrăm 30-40 de minute, să știm să avem rețete gustoase, dar făcute în termen scurt. Slow cooking este altceva. Și cu Raluca astăzi vom găti, cum v-am spus, un piept de pui mediteranean, legume la tigaie și un sos. Vorba multă, sărăcia omului, așa că vom trece la treabă. Raluca, te invit la postul tău de lucru. Pentru început, o să-ți dau să tai niște legume julien sau bastonașe, da? Okay. Pe care le vom trage după aia în unt. Avem pieptul de pui care l-am pus de ieri la marinat. Este un piept de pui mediteranean, marinat cu vin, ulei, sare, piper, lămâie, zest de lămâie, busuioc, oregano, maghiran. O să vedeți că iese pieptul de pui savuros, nu iese uscat, iese aromat, un piept de pui pe care îl preferă de la copii până la cei în vârstă toată lumea, chiar pentru faptul acesta că nu este uscat. Deci, Raluca, o să-ți dau niște legume, da, pe care o să te rog să le tai tu bastonașe. Deci așa, cureți de sâmburi și le tai așa, Raluca, da? Ok. Bun. Mai luăm și o vânătă. Am spălat în prealabil aceste legume. Așa, Raluca. Punem și un dovlecel. Acolo ai farfurie unde o să le pui. Pune și un pic de zucchini. Da. Recomand întotdeauna să folosim legumele lângă carne. Și dacă este de pui, și dacă este de porc, și la vită, este mult mai bună combinația. Dar să nu las numai pe Raluca să lucreze, voi tăia și eu între timp niște praz. Așa. Ne pregătim legumele. Tăiem și niște usturoi pentru legume. Nu foarte mult, deoarece usturoiul ce trebuie să ne dea? Un iz. Și Raluca, ia spune-ne tu ce ai mai făcut de când nu ne-am văzut. Dacă te-ai bucurat că ne revedem. Dacă aștepți cu drag farfuria fericită din acest an. Da. Mai multe sensuri. Îmi place tot ce fac. Bine. Și poate că am ceva emoții pentru anul acesta. Așa. Și sperăm din toată, adică sperăm să mai fie teme noi și teme alese pentru favoria fericită. Vor veni tot așa copii din toată țara? Da, o să vin o parte din toți colegii din mai multe orașe. Și am înțeles că vine din Baia Mare, Alatu, Puculeștiu și Teșu. Chiar și Tâncul Mureșu. Frumos! Trebuie să gândim un preparat pentru acest an la Farfuria Fericită, cum am gândit în fiecare an, care să atragă copii, să le placă să lucreze și să vă iasă la fel de bine ca și în ceilalți ani. Bun, legumele le-am tăiat. Carnea este pregătită, am pus la încălzit cele două tigăi. Aici vom face
legumele. Pentru asta avem nevoie de ulei, în care o să tragem legumele, o să punem condimente, da? Aici o să facem puiul mediteranean și la sfârșit o să le montăm, să le prezentăm și să le și degustăm, nu? Corect. În tigaia aia pui legumele și le răsturni încet și pui... Așa, Ralu, bravo! Foarte bine, Raluca! Așa, poți să le pui toate. Le amesteci puțin, le lași acolo. Și ce punem noi? Primul lucru, după ce am pus legumele peste ele, ca să se moaie puțin. Să rămână oricum al dente, dar puțin să se moaie. Știi ce punem? Sare. Puțină sare. Bravo, Raluca! Bun. Perfect. Și acum lasă-le. Întotdeauna, după ce le-am aranjat, le aranjăm în tigaie, da? Le lăsăm puțin. De ce? Să absorbă căldură, să absorbă temperatură. Noi dacă le tot amestecăm și le tot mișcăm, ele nu reușesc să acumuleze căldură și să intre, să înceapă procesul de gătire, să intre în ingrediente. Vom pune și prazul la început, vom lăsa usturoiul mai la sfârșit, puțin, da? Punem și prazul acum. Raluca. Așa. Punem capacul. Pieptul de pui. Așa. Punem capacul să se nebușe. Facem un fel de semicuptă. Aburii rămân înăuntru și gătesc preparatul și în partea de deasupra, în partea superioară. Punem puțin vin la legume și o să vezi cum le frăgezește. Deja ce miros avem, Ralu. Nu mult. Și alcoolul oricum se evaporă. Rămâne doar aroma de la vin. Să vedem ce face și puiul nostru. Arată foarte bine. Mai putem reduce puțin temperatura. Îl și întoarcem un pic, Ralu. Ce culoare frumoasă, vezi? Da. Cred că știu ce o să facem la farfuria fericită. Da? Să facem mai repede. Ai timp destul să-l pregătești, sigur. Dar o să vorbesc cu mama și apoi să aveți voi o discuție. Acea întâlnire, da? Corect. Mă gădeam la un hamburger care se face... Da. Deja... Un hamburger sau... Da. Punem și cașcaval și atunci avem exact. Un cheeseburger, da? Exact. Așa, la asta mâncăream acum. O idee foarte bună. Și încă o chestie, fără încă el dacă puteți fi acos cu mine, să face, fără încă acel hamburger sau ce vrem noi să facem, să punem câteva cartofi. Da, da. Așa se și servește? Hamburgerul se servește cu cartofi pai, lângă și sos trebuie să avem neapărat, da. Și poate ieși un preparat foarte gustos. Chiar la asta mâncăteam și cred că o să-i fac o mare bucurie prietenului meu, colegului meu din da. Baia Mare. Nu știu dacă știu. Da, să știi că o să fie o bucurie pentru toți copiii. Pentru toată lumea. Exact, pentru ales. Hamburgerul se mănâncă foarte bine de către toți, și de copii, și de tineri, și de vârstnici, cam toată lumea mănâncă. Uite ce frumos chiar se fac legumele noastre. Da, deci eu. Așa. La asta m-am gătit. Da, e o idee foarte bună, Raluca, și o să vedem cum o materializăm, să o punem în practică. Așa. Și acum, în ultima parte, o să mai dăm niște ierburi aromatice, și anume, la legume merg foarte bine busuiocul, oregano, maghiranu,
plante specific mediteraniene care merg foarte bine cu legumele. În cantitate mică doar să le aromatizeze. De-aia le și spune plante aromatice, plante care aromatizează. Uite, Raluca, să te rog pe tine să pui câte puțin. Iei cu lingurița și eu spun cât și tu pui. Așa, bun, și presare peste tot. Bravo! Foarte bine, Raluca! Acesta am terminat. Acum punem oregano, care tot la fel. Nu mult. Bravo, atât, așa. Foarte bine, Raluca! Așa, și al treilea condiment este maghiran. Perfect! Bravo! Simți deja ce miros? Da. Îl amestecăm. Ce urmărim și la legume? Să nu rămână crude, dar nici să nu le facem să fie foarte gătite, să se moaie. Noi suntem gata, ele mai au căldură, o să închidem focul, punem deoparte, pentru că tigaia este caldă încă, ea emană căldură și lucrează în continuare. Acum o să ne uităm și la pui, cum este, da? Uite ce bine arată, da? Așa, îl mai lăsăm 2-3 minute, suntem gata. Ce facem acum, Raluca? Pregătim farfuria pentru montaj. Așa. Am ales o farfurie Bordeaux sau vișinie, da? De ce? Ne-am gândit la cromatică. Legume care au parte multă albă, da? Puiul care este un alb cu inflexiuni cromatice de coniac. Și un sos Calypso, care îl avem acolo, care este tot un sos portocaliu deschis. Și atunci farfuria închisă scoate în evidență preparatul. Și foarte important lucrul acesta. Punem întâi sosul, da? Și luăm piaptenul și mergem așa. De gurița asta și de disc, da? Parte frumos și punem pe rând legumele. Așa. Bravo. Încet. Încet. Așa. Mai am niște ardei de aici, din margine. Așa. Perfect. Și încă un pic de acolo, de să ținem pe mai grea. Perfect, Raluca. Ale ajung, așa, și acum noi avem partea aceasta, da, care le apăsăm un pic ca să ia formă, știi? Da. Uite, a rămas frumos? Da. Perfect, alu. Bun. Acum, o să venim cu carnea noastră. Și este o lege nescrisă în bucătărie. Punem 1, 3, 5 piese impare, de obicei, da? Atunci punem o piesă aici, punem a doua piesă aici și a treia piesă aici, da? 3 piese. Bun. Am pus și aceasta. Acum ne mai putem juca, aici să punem niște, literal, așa, da? Cum îți place preparatul? Că nu,
Chiar îmi place de nebunie. Deci îți place mult cum arată, da? Și un preparat ușor, gătit, rapid. Ce ne ia cu o zi înainte, trebuie să știm că marinăm această carne ca să se frăgejească și să ia aromele din această marinadă. Da? Și acum, hai să ne facem o poză, așa, cu această farfurie. Ține-o și tu, așa. Uite, așa, o ținem. Așa. Vezi? Să vezi ce am realizat noi împreună. Raluca, acesta este preparatul pe care l-am făcut împreună. Îți mulțumesc pentru colaborare. Oricând, cu drag, stau la dispoziția voastră, de câte ori am timp și îmi permite timpul liber, să ne întâlnim, să vă dau sfaturi și să vă ajut, pentru că sunteți niște copii și bucătari destoinici. Îți mulțumesc și îți doresc mult succes! Cu mult drag! We'll be right back.